este momentul să aflăm mai multe lucruri, pentru că vine specialistul nostru în astrologie. Este vorba despre Luminița Vâlcea, care în acest moment ne spune, ne arată și ne demonstrează că urmează o perioadă de... interesantă, voi, deci suntem la debutul ferii. Suntem la câteva... Îți dai seama că spune câte... interesantă, înseamnă că vin vremuri nasoale, îți dai cam seama. Așa ceva. Păi da, nici nu avem cum să ne așteptăm la faptul că suntem într-o primă tranziție dintr-o lume veche într-o lume nouă, care se conturează din ce în ce mai mult și se va contura în acești 2 ani de zile și mă gândeam așa, cum se aliniază ele, planetele astea, de cele mai multe ori, într-un mod în care, apropo de faptul că e ca un fel de Waze, cam dă indicația pe unde urmează să se întâmple lucrurile. Și deci ce e foarte interesant este că avem solstițiu de vară pe 20 și pe 22 dimineața la ora 47 minute avem o lună plină la 1 grad în Capricorn și e foarte interesant că pe 21 iulie vom avea o lună plină la 29 de grade Capricorn. Deci avem practic două luni pline în același semn. Da? Asta e bine sau e rău? Faptul că, apropo de perioada trecută, că au fost alegeri așa peste tot în lume și s-au tot așa pus tot felul de... perioada care tocmai se termină astăzi a fost o perioadă destul de confuză, cu potențial de minciune, de haos și așa mai departe. Și urmează? Și acum urmează ca lucrurile să iasă la suprafață. Foarte bine. Deci, să iasă, dragă, că da, e plătim, cum spunea maestru Dinică. Da, deci e foarte interesant că avem nevoie să ne asumăm așa oarecum responsabilitatea pentru viețile noastre. Am dat startul la sezonul racilor și practic până spre 21 iulie tot așa o să fim cu raci și atunci tot ce ține de casă și familie devine cumva partea importantă, partea emoțiile sunt iarăși la loc de cinste, ceea ce îi potențează mai ales pe cei care sunt semne de apă, rac, pește, scorpion, pentru că au posibilitatea să-și... să florească viața personală, să-și atragă mai mulți bani. Știam eu de ce am chemat-o. Bravo. Bun, Luminița, hai să o luăm așa încetul cu încetul pentru fiecare zodie. Luăm cu berbecul. Începem cu berbecii, da? Deci, pentru berbeci, perioada următoare, eu aș vrea să zic așa, cam tot ce se întâmplă în acest sfârșit de iunie, pe următoarele 2 săptămâni, ei au... pentru ei lucrurile se așează un pic mai încet, nu mai sunt în viteză, dar sunt foarte orientați către partea financiară și sunt destul de orientați în a-și crea, ca să zic așa, un soi de echilibru, atât financiar cât și emoțional. Evident că aceste luni pline pentru ei o să îi oblige să ia niște decizii pe tot ce înseamnă zona de carieră versus familie. Cât anume se implică și exact cum spuneam, pentru că partea materială este foarte bine susținută la ei, pot face niște schimbări care să fie cu bătaie lungă, deci să-și asigure un trai mai bun, mai decent, ca urmare a faptului că își pun niște talente noi la treabă. Deci au o perioadă foarte interesantă și dinamică pe tot ce înseamnă bani și carieră. Bravo! Tauri! Ce face Taurul? Păi Taurul în primul și în primul rând are energie. Deci are energie din plin. Stă foarte bine la capitolul decizii. Are, ca să zic așa, mintea foarte bine aliniată cu sufletul și, ca urmare, poate avea foarte multe discuții lămuritoare acolo unde au fost dispute. Poate să-și îmbunătățească viața pentru că își îmbunătățește relațiile. Dar ce e foarte interesant este că în perioada imediat următoare, taurii sunt ei mai dinamici decât sunt de obicei, că taurul este un semn mai încet așa și trebuie mai mult timp în acțiune. Se pare că va avea destul de multe oportunități să își îmbunătățească viața sub toate formele. Inclusiv oportunități apărute de nicăieri și cumva ei trebuie să învețe să nu spun, să spună da din prima. Da. Da? Deci stau destul de bine. Mai ales că și pentru ei, partea aceasta de a se simți bine, ei cu ei înșiși în corpul lor, e un light motiv al perioadei imediat următoare. Gemeni. Așa. La gemeni lucrurile nu stau neapărat prea grozav, din cauza faptului că l-au pe acel Marte în Taur în casa 12-a și cumva toate planetele care au fost la ei în semn acum s-au mutat în Rac în casa 2-a și deci primul lucru care e bine să țină cont gemeni este că pot avea probleme cu digestie. Pe de altă parte este o foarte bună perioadă să lucreze la ei înșiși, adică să fie mult mai atenți la anumite
provocări care, să zic așa, le pot renunța la vicii, pot renunța la anumite comportamente care nu le fac neapărat foarte bine, niște ticuri verbale sau mai știu ce alte lucruri care simt ei că ar putea să le îmbunătățească viața, dar pe de altă parte trebuie să aibă foarte mare grijă la expunere, pentru că, spre exemplu, cei care au boli lungi și cronice s-ar putea să se resimtă foarte tare în perioada aceasta. Adică să vadă că au tot felul de pusei, au tot felul de... Și atunci e nevoie de o reinventare în tot ceea ce înseamnă partea de viață. Pe de altă parte, ei au foarte multă șansă și foarte mult noroc, mai ales pe zona de carieră, dar deocamdată nu sunt neapărat foarte clare deciziile pe care le au. Vor veni perioade mult mai bune pentru ei în săptămânile care urmează. Racii sunt de câteva ore, practic Venus s-a mutat în semnul lor, Mercur s-a mutat acolo în semnul lor, asta a fost o zi foarte bună pe socializare și o zi foarte bună în care oamenii s-au simțit bine și au avut și interacțiuni foarte plăcute. Așa cum am zis, s-am dat drumul la sezonul lor și drept pentru care ei sunt carismatici, sunt dornici să-și îmbunătățească viața și pentru că au două luni pline în Capricorn, așa cum am zis, pe 22 și respectiv pe 21 iulie, racii sunt într-o situație în care își pot definitiv o relație, să treacă, să se căsătorească sau din contră, să aibă nevoie de a lua niște decizii importante în ceea ce privește relațiile lor importante. Doamne ajută! Da, și să încheie parteneriate de succes. Deci nu acum trebuie să fie... În mare, cum să spun? Păi da, și pentru să aibă antenele deschise ca să facă treabă. Exact, pentru că au posibilitatea să atragă către ei cu foarte mare ușurință oameni, circumstanțe, situații, oportunități, doar să fie atenți. Da. Perfect, hai la Leu. Leul este destul de pus pe fapte mari. E împins de ceva, de câteva zile, de a fi foarte independent, de a se manifesta, dar pot ajunge foarte ușor acolo unde își doresc. Însă, ce e foarte interesant, apropo de acest sezon al racilor, care pentru ei înseamnă casa 12-a, să nu uită să se odihnească. E foarte important în perioada care urmează, de câteva săptămâni, pentru că după aceea va urma sezonul lor și întotdeauna când e sezonul de dinainte de zodia ta, practic nivelul de energie e mai jos și chiar dacă ești foarte ambițios și ai multe proiecte și vrei să crești pe zona de carieră, unde de altfel apar pentru ei tot felul de șanse și de oportunități, e bine să fie dozată energia, deci de partea de odihnă. În schimb, pentru cei care au lei copii, e o perioadă în care s-ar putea să fie foarte obraznici. Să fie, ei? Da. Mai obraznici? Foarte rebeli. Așa. Și să-și mai susțin, rebeli. Da. Și să-și susțină cu foarte mare tărie punctul de vedere și ceea ce își doresc. Parcă știu de undeva a fost azi pe care l-a descris. Da. Fecioare. Pentru fecioare e o perioadă foarte interesantă pentru că ei vor să călătorească, vor să-și lungească orizonturile. Chiar pot face lucrurile acestea și să le aducă multă stare de bine și perspectivă nouă asupra lucrurilor, ceea ce iarăși e un lucru foarte, foarte frumos. Pe de altă parte, însă, să nu uităm că aceste luni pline pentru fecioare se produc în casa 5-a. Și atunci e foarte bine să țină cont de faptul că proiecte creative, relații de iubire, hobby-uri, toate lucrurile acestea pentru fecioare sunt extraordinar de importante, coroborate cu partea aceea de călătorie. Despre exemplu, pot să plece cu iubitul, iubita într-o destinație pe care și-au dorit-o de mult și să aibă așa o altă perspectivă asupra vieții și o viziune total diferită de ceea ce vor ei să facă de acum înainte. Mm-hmm. Pentru că inclusiv pentru ei e un an întreg când practic au șanse multe pe carieră. Dacă să poți să ai șanse pe carieră, trebuie cumva întâi să schimbi perspectiva și să știi ce absolut vrei. Da? Balanțele. Pentru balanțe e o perioadă destul de intensă în care se produc tot felul de transformări importante, ca să zic așa, în ceea ce se cheamă partea lor cum gestionează banii, cum gestionează ideea asta de a avea rezerve, economii, cât de intensi sunt și de echilibrată e viața intimă într-o parte de cuplu. Deci, pentru ei este o perioadă în care vizibilitatea este foarte mare și ce e important este că pot atinge noi cum pe zona de carieră, dar ce e important la balanță este să fie atenți la sănătate. Sănătatea e un cumul de mici obiceiuri care cumva în perioada imediat următoare este obligatoriu să fie luat sub lupă și reanalizat și reajustat cu scopul de a obține o energie superioară. Perfect.
Scorpioni. Așa. Pentru scorpioni este o perioadă când ei se exprimă foarte bine prin ceilalți. Deci s-ar putea să fie plin de inițiativă în ceea ce înseamnă făcutul lucrurilor împreună într-o relație de cuplu. Să fie foarte dinamici în a-și atrage parteneri cu care să pornească proiecte noi. Deci este despre alții la scorpion. Deci cumva ei sunt foarte dornici să facă niște lucruri care să fie foarte autentice pentru ei. Deci într-un fel sau altul autenticitatea este cumva cuvântul de ordine pentru scorpioni în perioada care urmează. Și ce e important este că aceste luni pline, producându-se în casa treia, este foarte bine să încheie negocieri, să încheie contracte, să ia decizii pentru tot ceea ce înseamnă zona aceasta de carieră. Dar atenție, dacă au posibilitatea să încheie parteneriate, cu siguranță vor merge mai departe decât dacă merg singuri. Deci parteneriatele sunt de foarte bun succes, de foarte mult succes. Și atunci, inclusiv relațiile care există deja, acolo scorpionul este plin de inițiativă de a aduce un aer de proaspăt. Deci fie că vor să-și atragă pe cineva nou, dacă sunt într-o... Da, vor ceva stabil și de durată. Nu sunt dispuși... Exclus aventurierii, nu. Rugăm seriozitate. Nu, după o scurtă pauză de publicitate, revenim și cu ceilalți din Zodiac. Foarte interesant ce face astăzi Luminița Vâlcea. Doamnelor și domnilor, deci dacă vă mai zăpați între noi și meci, nu vă mai agitați, că deja lucrurile sunt clare. Acolo mai bine aflați de la Luminița Vâlcea care este treaba, pentru că s-a oprit la Scorpion. La Săgetător, scuză. Au nevoie să fie văzuți, auziți. Și o chestie foarte interesantă care se întâmplă pentru săgetătorii. Deci săgetătorii, în primul rând, au posibilitatea să-și împlinească viața sentimentală și personală cum n-au avut șanse și oportunități în ani. Doi la mână, sunt foarte susținuți pe eventuale schimbări pe care vor să le facă de așa manieră încât să-și construiască un plan financiar pornind de la ce știu ei să facă foarte bine pe o perioadă foarte lungă de timp de acum înainte. Uh-huh. Deci nu prea sunt dornici de compromisuri. Da, sunt destul de orientați către zona asta de muncă, dar cumva, pentru că perioada în sine aduce și destul de mult stres, e bine să aibă cumva un outlet pentru partea asta de stres, că au și muncă și multă. Și cum se face outlet-ul ăsta? Adică cele mai multe ori, te conectezi cu natura, faci mai mult sport, deci meditație, nu știu, lucruri care pentru fiecare... Meditație la matematică. Da, la matematică, la română, la muzică, da. Conectarea cu muzica de cele mai multe ori. Asta, da. Da. Deci există, pentru fiecare, nu există... Bușeu, trebuie să o ieși. Exact. Da. Dar nu e nevoie să o uiți, să o bagi în program. Da? Foarte important. Minunat. Capricornii, după cum ați înțeles, avem două luni pline în Capricorn, deci acum pe 22 și pe 21 iulie, deci în semnul lor, în toată această perioadă, ei sunt foarte bine susținuți și de Marte, în care este acolo, tronează în casa 5-a, și atunci pentru ei, toată perioada aceasta, ei care sunt niște oameni foarte muncitori și responsabili, sunt puși pe relaxare. Deci sunt foarte creativi, asta e un lucru foarte bun, dar în general vor să facă doar ce le place. Și dacă fac ce le place, fac foarte bine. Pe de altă parte, vor să-și petreacă timp Capricorn, cu persoanele iubite. Da, cum adică? Adică nu vrei să muncești? Să meargă la spa, să petreacă timp cu copiii. Deci, în general, hobby-urile sunt foarte susținute și dacă e o muncă din asta de rutină care necesită atenție, detalii, au mari probleme cu zona asta, că nu prea se pot concentra pe lucruri care nu le plac. Dar, în schimb, pentru atragerea de relații noi de iubire, pentru îmbunătățirea celor existente, pentru practicarea mai mult timp a hobby-urilor, sunt lucruri care vor fi foarte importante pentru Capricorn și, credeți-mă, îți vor face și timp pentru ele. Da? Vărsătorii. Bravo! Pentru vărsători este o perioadă care este destul de concentrată pe zona de muncă și ei cumva sunt și determinați de emoții care nu le sunt foarte familiare. Vărsătorul e un semn de aer, un semn care nu gestionează bine emoțiile, este mai mult pe parte mentală, dar iată că are o perioadă, exact perioada asta de aproape o lună de zile, în care s-ar putea să fie determinați să-și îmbunătățească relațiile cu familia. Să petreacă mai mult timp acasă. Vărsătorul este în general un semn de haită, el petrece foarte mult timp cu
prietenii, cu anturajele. E, de data asta este destul de orientat către zona de casă și de familie și pe zona de muncă. Deci cumva să muncească fie cu ei înșiși, fie pur și simplu să-și facă toate treburile și toate responsabilitățile pe care le au în viața de zi cu zi cu mai multă ușurință și cu mai multă seriozitate. Bun. Da, deci pentru ei oportunitățile vin mai mult în zona aceasta de proiecte educaționale. Deci acolo sunt ei foarte buni, să deschidă o școală, să deschidă o formă de învățământ pe ceea ce știu ei să facă foarte bine sau să susțină un astfel de lucru. Și credeți-mă că vor fi în anii care urmează, cel puțin anul ăsta, mulți vărsători care vor pune bazele pentru astfel de... pentru că sistemul de învățământ, practic în următorii 2 ani, se cam va duce de râpă și va trebui practic reinventat. Cum? Trebuie reinventat. Păi nu mai e... Așa arată în stele că se da. Va reinventa? Da, da. Doamne ajută. Păi de acum, practic, ce se întâmplă odată cu venirea acestei veri, deci practic de săptămâna aceasta, toată energia se schimbă, deci toată energia se schimbă și în dinamica aceasta a celei de-a doua jumătăți acestui an, o să vedem foarte multe evenimente că se întâmplă cu viteză. Inclusiv prăbușirea sistemelor astea centralizate, care nu prea mai funcționează și nu prea mai sunt potrivite. Bun. Și ajungem la pești, la ultimii de anul, la cei din urmă, da? Care pești, în primul și în primul rând, au foarte mult noroc în perioada care urmează pe achiziție de case. Pe tot ce înseamnă case, achiziție de case, renovare de case. Barosăneală, Salomia, zi. Pe de altă parte, achiziție au foarte multă case, comunicare, sunt foarte agitați mental, au multe da. Idei, dar da. Atât de multe idei, încât dacă nu găsesc o metodă de a se liniști, există riscul să nu poată dormi, să ajungă în burnout, să ajungă să facă accident, da? Pentru că perioada este destul de solicitantă. Sunt foarte mulți oameni care vor ceva de la pești. Tot timpul pe drumuri, tot timpul într-o agitație și asta e de departe cel mai rău. Părerea mea este că peștii sunt cei... Pești, ce fel de accident? De pește, rutier sau la cap? Deci, gândește-te că practic un accident poate să fie generat din cauza faptului că mergi pe stradă și ești atât de absorbit de scenariile pe care le-ai tu în cap încât nu vezi un stâlp în fața ta și deci cheamă accident de trafic. Da. Bun. Sau n-ai văzut o groapă și acolo te-ai dus. Deci în perioada imediat următoare peștii și cei care au ascendent în pește sunt cei mai predispuși la tot ce înseamnă zona de accident. Așa. Da? Cam și atunci, pe de altă parte, ei pot fi binecuvântați așa cu niște inspirații de geniu pe tot ceea ce înseamnă zona de idei și partea aceasta de idei poate să fie una care să le aducă o creștere substanțială în viața lor, pentru că această idee vine să facă o revoluție într-un anume domeniu. Mm-hmm. Da? Și asta se poate întâmpla exact în luna asta. Așa, să apară de nicăieri. Deci cu cât au capacitatea să se ducă mai mult pe zona de liniște, ca să poată aceste download-uri să le primească cum trebuie, cu atât vor avea ce să pună la treabă după aceea. Doamnelor și domnilor, să fie primit fiecare dintre voi să primească aceste informații cu bine, să încercăm să schimbăm lucrurile așa cum se cuvine. Îi mulțumim foarte mult Luminiței Vâlcea. O să ne mai întâlnim, să vedem exact ce mai spun stelele. Pe de altă parte, o stea...